Bună ziua! Mă numesc Valeriu Guzun, administratorul Liceului Da Vinci și Sirile Guzun Văie, care este fondatorul Liceului Da Vinci. Astăzi a fost o conferință de presă pentru așa numitele ilegalități și discriminări și trafic de influență care ni se incriminează. Sunt niște aberații, sunt niște falsuri, toate acestea, probabil cuiva ceva nu-i place. Bine, pe lângă toate acestea, că, probabil asta este ultima conferință de presă care o vom face, nu avem de gând să facem publicitate acestor persoane. Și mai departe, pentru că a fost mult taxat pe termeni juridici, va discuta Ion Dorogoi, avocatul companiei. Poftim. Mulțumesc. Bună ziua, mă numesc Ion Dorogoi, sunt avocatul companiei SRL Guzun Văie. Prezența noastră astăzi aici este ca rezultat al conferinței de presă care a avut loc anterior și unde compania SRL Guzun Văie a fost denigrată, i-a fost aduse o grămadă acuzații neîntemeiate. Nu atât companiei, cât nemijlocit persoanelor fizice, doamnei Guzun Efrosine și domnului Guzun Valeriu. N-am fost trecut cu vederea nici eu, avocatul lui domnul Valeriu Guzun și doamnei Efrosine. Mă mulțumesc domnului Balan pentru reclama care mi-a făcut-o. Mi-a tras atenția mai mult decât este necesar. Probabil ca rezultat al faptului că mi-a execut obligațiile și îmi fac meseria bine. Cu familia Guzun am făcut cunoștință atunci când dumnealor s-au adresat după asistență și consultanță juridică ca rezultat al atacurilor săvârșite de către compania SRL Tatre Cons, al cărui fondator este Balan Adrian. Încep cu acest moment pentru că domnul Balan Adrian a insinuat precum că avem un sistem corupt, atât judecători cât și procurori. Mai mult decât atât, a adresat acuzații grave la adresa magistratului Gheorghe Mățu, din cadrul judecătoriei Chișinău, sediul central. Vreau să atenționez faptul că procedura de insolvabilitate inițiată de Balan Adrian se examina inițial, ca și până în prezent, de către magistratul Gheorghe Mățu. La momentul când a fost depusă cererea introductivă și emisă măsură de asigurare de către judecătorul Gheorghe Mățu, în privința SRL Guzun Văie, în baza căreia au fost sechestrate conturile și activele în valoare de 1 milion de lei, judecătorul Gheorghe Mățu pentru domnul Balan a fost un judecător bun în momentul în care a fost emisă această măsură de asigurare. Deja din momentul în care apar eu ca avocat al companiei Guzun Văie și stabilesc cu claritate în actele care au fost prezentate de către Balan în cadrul procesului de insolvabilitate, contestăm acțiunile lor în baza care a fost emisă măsura de asigurare și curtea de apel anulează măsura de asigurare, deja judecătorul Gheorghe Mățu devine un personaj negativ pentru aceștia, pentru că în urma acțiunilor noastre, cu prezentarea materialelor corespunzătoare doviditoare, cu prezentarea martorilor care au confirmat faptul că nu există nicio datorie, nici nu poate exista și nu are niciun temei, nici juridic, nici material pentru a exista, judecătorul Gheorghe Mățu a emis o hotărâre perfect legală. Am fi putea să punem la dubii acest fapt în cazul în care curtea de apel nu s-ar fi expus sau ar fi anulat această hotărâre. Însă, la momentul de față, suntem în prezența unei hotărâri definitive și irevocabile. Dacă pretindem că suntem niște persoane educate, atât din punct de vedere moral, cât și juridic, trebuie să ne conducem de careva anumite reguli pe care noi le recunoaștem. Dacă venim în instanță și solicităm dreptate, dacă ne ducem la organele procuraturii și solicităm dreptatea, atunci trebuie să manifestăm respect față de aceste instituții, chiar și atunci când nu ne plac care sunt deciziile acestora. Domnul Balan manifestă o atitudine selectivă față de instituțiile de stat, instituțiile de drept, în situația în care nu îi se face dreptate așa cum dorește el. Manifestă o atitudine a unui copil supărat, plin de frustrări și pretenții
în privința la toți absolut. Sunt lucruri care urmează instanțele de judecată și organele de drept să le stabilească. Sunt legale sau ilegale. Nu am să dau apreciere la faptele lui Balan Adrian și a complicilor săi. Pentru aceasta există procuratură și instanțe de judecată. Chiar din momentul când dumnealui a început atacurile față de noi în sală, cu fraza spune cine ți este prieten și eu am să-ți spun cine ești tu, calificând această frază că aparține o frază moldovenească, veche, adică fapt care poate fi verificat, că dumnealui nici nu cunoaște despre ce vorbește. Eu am să-l sfătui pe dumnealui să citească așa o operă a scriitorului Miguel de Cervantes, care se numește Don Quixot. Pentru că această citată este preluată din această operă. Iar prima dată această citată a fost expusă de către dramaturgul grecesc Euripid. Adică sunt niște fapte care fiecare din cei care l-au ascultat pe Balan, care ne ascultă pe noi, pot să le verifice. Și să înțeleagă care este nivelul cultural, de educație, moral al acestei persoane. Dumnealui tractează lucrurile și le expune așa cum este convenabil. Dumnealui insinuează niște fapte care atunci când le asculți îți pare că da, are dreptate. Dar doar încerci să intri în esență, nu neapărat să intri cu totul în esență, doar un pic. Studiezi un act, analizezi un document, analizezi situația în ansamblu și deodată se face claritate. Eu îmi pare rău de faptul că dumnealui manifestă o agresivitate deosebită față de persoana mea. Personal nu-l cunosc, nu l-am cunoscut și nu am de gând să-i fac reclamă. Însă public îl rog să se distanțeze de la acuzațiile în adresa mea. Este prea mare onoarea pentru dumnealui ca eu să vin la dumnealui cu acuzații sau cu alte fapte. Noi ne aflăm într-un segment juridic. Iată, pe acest segment juridic se duce lupta. Și lupta se duce corect, în baza argumentelor, în baza actelor pe care noi le prezentăm. Noi nu o să ne cubrăm la nivelul domnului Balan ca să denigrăm societatea cum o face dumnealui. Pe de o parte numește persoanele iubitori de greșcă, pe de altă parte numește spuma societății. Dumnealui denigrează pe toți, atât părinții elevilor de la liceu, cât și toți magistrații care au tangență cu dosarele respective. Sunt sigur că în momentul în care acei reprezentanți ai procuraturii care vor prelua dosarele despre care dumnealui a discutat și nu îi vor da dreptatea care de dumnealui o dorește pentru că nu există temeiuri legale, și dumnealor vor deveni corupți și răi pentru dumnealui. Îmi pare rău că în public se prezintă informație distorsionată. Ca de exemplu, dumnealor insinuează că la Inspectoratul Botanică se examinează un dosar penal. Cu toată responsabilitatea, declar că asemenea dosar la Inspectoratul Botanică nu se examinează. Dar dumnealor aceste lucruri nu le cunosc sau intenționat le truchează într-așa fel ca să prezinte publicului precum că ei sunt marginalizați din punct de vedere juridic. Cu un deosebit respect mă atârn față de avocații care am avut onoarea să lucrez pe acest dosar în calitate de oponenți. Domnul Roșca, domnul Ciofu, cu părere de rău sau de bine, nu știu, dumnealor deja nu mai participă pe acest dosar, pentru că în perioada de aproximativ 2 ani, când am inițiat participarea în calitate de reprezentant al companiei SRL Guzun VE, atât judecătorii cât și avocații au văzut de fapt cum stau lucrurile. Cu un deosebit respect mă atârn și față de avocata Doga Cristina, necătând la faptul că dumneei, adică preia poziția clientului și manifestă aceeași ură pentru mine care nu este clară. Noi am încercat față de tot să fim corecți, chiar și în situațiile în care aceleași plângeri depuse de noi la organele de drept nu au fost preluate, auzite, studiate corespunzător, noi nu avem dreptul să ne expunem asupra faptului că judecătorii sunt corupți sau nu sunt corupți, sau procurorii. Dacă sunt asemenea insinuări, urmează să fie depusă o plângere, urmează să fie studiate,
Dar nici de cum să ieșim cu declarații goale ca să manipulăm societatea. Nu este corect. Prin declarațiile respective, noi, într-un fel, încercăm să manipulăm atât opinia publică, cât și cei care urmează să ia act de faptele care se întâmplă. Dumnealui a folosit în această sală cuvinte de genul corupție, mizerie, trafic de influență și mai mult decât supărările acestuia, eu n-am auzit nimic. Supărările legate de viața de familie, supărările legate de activitatea pe care a dus-o, supărările de faptul că nu a obținut un rezultat. Îmi pare rău că dumnealor nu au fost prezenți, nu au rămas să asiste la conferința noastră ca să poată să ne acorde întrebări. Noi am venit în această sală și la conferința lor pentru a discuta, a acorda întrebări. Și însă am fost din start preîntâmpinați că ei nu or să dorească să răspundă la întrebări și să participe la un dialog. Noi dorim acest dialog să fie public, normal, transparent, corect, ca cei care ne privesc să înțeleagă de fapt cum stau lucrurile. Iarăși mă repet, nu am să mă cobor la nivelul acestei persoane să vin cu acuzații, declarații, însă vom continua să participăm în cadrul ședințelor de judecată, să examinăm litigiile care sunt în proces și vom stabili și vom determina și vom arăta până la urmă că de fapt dumnealui încearcă să manipuleze opinia publică, să influențeze și să intimideze reprezentanții organelor de drept prin așa zisele istorii care nu au niciun suport, nici juridic, nici material. Mă refer la material când spun că dumnealui a participat cumva la construcția școlii, a investit careva bani, a participat cumva în calitate de constructor sau cu alte activități în cadrul proiectului respectiv. Desigur, când îl asculți pe el dintr-o parte, îți pare că familia Guzun sunt cei mai mari criminali. Însă eu, persoanele respective, nu le-am cunoscut până la ziua că dumnealor se adreseze la mine. Vreau să spun că sunt o familie cu un înalt nivel de moralitate, educație și corectitudine. Sunt sigur că această opinie o împărtășesc absolut toți cei care îi cunosc. Nu există persoane care ar putea spune contrariul. Nu-i frumos, în general, să vorbești despre niște persoane pe care le cunoști, cu care ai împărtășit careva poziții, stări, situații, părți din viața ta, să ieși în public și să te expui într-o asemenea mod. Elementar, un bărbat nu are dreptul să se expună urât despre o femeie, ceea ce face personajul respectiv. Mai mult, ceea ce a fost astăzi la conferința de presă pare o modalitate de a-și expune frustrările prin care trece acesta ca rezultat al faptului că nu poate obține ceea ce dorește. Ca un copil care nu poate obține o jucărie pentru că nu o merită, nu are pentru ce o obține și încearcă prin fel și chip să se trântească jos, să plângă și să atragă atenția la toți, să o facă pe jertfă. Acestea fiind spuse, îmi încheie discursul și reiterez faptul că, indiferent de deciziile care le vor lua instanțele de judecată, indiferent care vor fi deciziile organelor de drept, organelor procuraturii, nu ne vom conforma, dar niciodată nu vom cădea la nivelul dumnealui și să învinuim pe cineva de faptul că organele de drept sau judecătorii nu-și fac lucrul corespunzător. Pentru că legea este dură, dar este lege și trebuie să respectată. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Vă urăm o zi bună!